Ionel Ștefan evoluează pe posturile de extremă stângă și interstânga, fiind un produs al școlii de handbal din Piatra Neamț. Tot extremă stânga joacă și Neculai Ștefan, care provine de la școala generală numărul 88 din București. Ambii jucători sunt născuți în anul 1992. În schimbul celor doi, universitatea va achita federației o sumă totală de circa 7.000 de euro. Pe lângă Ionel Ștefan și Nicolae Ștefan, Universitatea Suceava își dorește să înregimenteze încă doi handbaliști de la Centrul Național de Excelență din Sighișoara. Este vorba despre Denis Grigoraș și Dragoș Nedelcu. Cei doi sunt născuți în 1993 și au luat contact cu Liga Națională în primăvară, atunci când au jucat sub formă de împrumut la UCM Caraș-Severin. Nedelcu este portar, iar Grigoraș poate juca atât ca interdreapta, cât și pe postul de coordonator. Ultimul a lăsat o impresie bună în perioada petrecută la Reșița, fiind lăudat în diverse rânduri de antrenorul Gligorie Xari. Cei doi fac parte din lotul național de junior al României, iar din toamnă vor trece la Naționala de Tineret.